Ziua 478 Astăzi există o mulțime de actualizări din Est. Și nu, nu Estul Zaporojei, ci Estul Ucrainei. Pentru că contraofensiva ucraineană a ieșuat așa de bine că avansează și în alte părți. Aici, ucrainenii au reușit să spargă mai multe poziții defensive ruse și să atace mai multe așezări care protejează flancul nord de Bahmutului. Axa principală a atacului a devenit Berhivka. După ce forțele convenționale ruse și-au epuizat capacitatea ofensivă și nu au reușit să recucerească înălțimele tactice din jurul Bahmutului, atunci, după cum a raportat Ministerul Rus al Apărării, forțele ruse au efectuat o retragere tactică în poziții mai sigure. Deci nu știu dacă ați văzut vreodată un, un cățel care chiar e frică de ceva, își bagă așa uh, codița între picioare și ia 2-3 pași înapoi, îndrusește, poziția asta se numește regrupare tactică în poziții mai sigure. Șeful grupului Wagner, Prigojin, care a cheltuit resurse considerabile pentru a câștiga terenul pe care acum forțele convenționale ruse îl pierd, a declarat imediat că faptul că ucrainenii a capturat toate înălțimile tactice înseamnă că căderea Berhivkei și a întregului Frank Nordic a fost doar o chestie de timp. În ultima săptămână, după ce și-au îndeplinit obiectivele tactice în partea de sud a regiunii, forțele ucrainene au putut în sfârșit să prioriteze flancul nordic. Judecând după filmările de luptă, ucrainenii au deschis mai multe vectori de atac. Primul atac a fost lansat la sud de căile ferate. După cum a menționat însuși Prigojin într-un interviu, combinația dintre liniile de copaci și terasamentul face foarte ușor pentru un grup mecanizat să închide rapid distanța și să atace tranșeele. A doua linie de atac a devenit cărarea între rezervorul și căile ferate. Surse ruse au raportat că ucrainenii au pierdut mai multe tancuri și blindate și că încercarea lor de a lua Berhivka a eșuat complet. Și o mare surpriză că rușii au spus asta. Dar cu toate aceasta, Berhivka nu a fost obiectivul principal al acestui atac. Scopul principal al acestui atac a fost curățarea tuturor liniilor de copaci dintre rezervor și căile ferate, pentru a stabili condițiile pentru ceea ce va urma. Și următoarele atacuri ucrainene au fost întreportate către iahidne. Așadar, prin îmbunătățirea poziției tactice în vecinitatea Perhivkei, ucrainenii au blocat efectiv pe ruși de a efectua un atac de flanc și deci le-au subminat eforturile ofensive și defensive. Șeful grupului Wagner, Prigozhin, a fost rugat să evalueze situația și a spus că echipajele sale de recunoaștere, adică copilul și pensionarul care au mai rămas în oraș, au făcut o poză și au înregistrat clar că ucrainenii au populat într-adevăr liniile copacilor și s-au înrădăcinat și mai mult. Între timp, intensitatea angajamentelor în jurul Yahidnei a crescut semnificativ. Surse ruse au confirmat indirect că ucrainenii atacă și Berhivka și Yahidne. În timp ce Ministerul Ajunct al Apărării Ucrainene a declarat că forțele ucrainene au reușit să avanseze cu un kilometru jumate, care este tocmai distanța între Yahidne și linia anterioară de apărare rusă în liniile de copaci. Ce coincidență! Brigada 57 de pușcaș motorizată ucraineană a lansat un videoclip foarte grafic despre cum acei soldați ruși care încercau să scape a ajuns doar sub foc devastator al murtierului care a ucis instantaneu întreaga echipă. Brigada 14 mecanizată ucraineană a lansat un videoclip care arată cum distrug tancurile ruse în vecinitatea Hidnei. Brigada 77 aeroportată ucraineană a arătat cum distrugeau depozite de muniții și echipamente tot în Hidney o mică pauză, ca aș vrea chiar să-mi cer o mică scuze că pentru acest slide minunat. Chiar am vrut să vă arăt poza din astea de ultimă tehnologie, care se și mișcă, dar YouTube mi-a zis că conțin prea mulți ruși crispy, așa că ne descurcăm cu ce avem. Deci încet, încet înțeleg și eu ce înseamnă să fii român. Sentimentul luptătorilor ucrainieni care șoptesc de la Bahmut este foarte pozitiv și de asemenea au șoptat că multe mișcări nu sunt încă raportate. Totuși, dacă totul decurge conform planului, ucrainenii vor putea tăia nordul rus al Bahmutului și, să se deplaseze mai departe. De fapt, există deja o mulțime de imagini care arată cum artileria ucraineană a început să submineze următoarea linie de apărare rusă, și anume în Blahodatne și Pidhorodne. Astăzi, ucrainenii au lansat filmări al rezultatului unui atac ucrainean de succes în vecinitatea orașului Sako Testi. Asemenea, acțiuni nu numai că întind forțele ruse de-a lungul întregii linie frontului, ca un pateu așa mai scump pe pâine, dar indică și faptul că amploarea potențialei ofensivă este mult mai mare. Și, la fel ca data trecută, ucrainenii ar putea foarte bine să ajungă să conducă mai multe operațiuni de contraofensive consecutive asupra diferitelor părți a liniei frontului adică la fel ca contraofensiva trecută, când Ucraina a ieșuat total în Kharkiv și Herson. Și asta o spun cu o mare ironie, pentru că a reușit să cucerească înapoi o Moldova jumate. Și aici e o, o sincer, că nu știu cât de mare e Moldova și parcă văd comentariile. Moldova e mare! Vă mulțumesc frumos că mi-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta. Sper să ne auzim și mâine să păstrăm inițiativa!